The next day. Bă, acum m-am trezit de dimineață să fiu atent. Bulangiul ăsta cu autocarul lui fătul în gură să-l fut și cu hotelul lui și cu dracu să ia pătăți. Bă, deci zic ei, bă, ne sun la dimineață ca să ne trezească. Bă, stau mă, cool, liniștit, în pula vine, îmi bate la ușă în pula că, o, că nu ești trească pula mea. Că de ce nu mi-am pus ceasul? Păi dacă tu îmi spui, bă, pizdă, că mă suni de dimineață. Normal că nu pun ceasul, fătute-i în gură să te furnă, așa că n-am putut să mănânc. Ok, ok, what? I don't want to be quiet. I want to eat. Meanwhile. Bă, Vitale, sunt Veneția și am venit aici un tigru din ăsta care îmi deplinește o dorință, dacă pui mâna pe el. Așa, deci eu ce-mi doresc cel mai mult e să am 222 de rotiri fără depunere, un rulaj de X1, dacă ar fi și cu 50 de lei fibet și dacă aș mai și depune, să mai am încă 300 de rotiri, ar fi absolut genial. Fii atent, mă, că mi s-a îndeplinit dorința și o pot împărtăși și cu voi. Aveți link-ul jos în descriere. Bă, deci acum suntem într-un jeep, să mor eu. Băi, cu 100 la oră merge pe aici, pe drumurile astea. De dăm să ceva de împărbune astea. Băiatul, rămânem aici. Bad boys, this car? Da, bad boys, nu. Suntem good boys, acum mai... Suntem good boys, mai... Doamne, good boys. Ce faci? Ia, uite. Uleu! Uleu! Cere-te și uleu, mă! Uitați-vă aici, absolut nimic. În stânga este absolut nimic. Acum mergem să vedem ălea de la Star Wars, dacă ajungem până acolo. Mamă. Unde s-o filmat Star Wars? Cred că acum vrea să ne arunce. Cred că acum ne aruncă. Unde s-o filmat? Wait, wait! Wait! Bro! Mamă, crezi că murim? Mamă! Bă, n-ai voie, mă! N-ai voie, un arcat în gol, bă, ești bun! Nu există așa ceva! Iartă-mă, mă, ai fost unde eram! Hai de epă! Mici era tot potul, că mai să mă mori înainte să nu simt partea asta! Mare, că băiat! Ce experiență, da! Filmată, nu știu dacă se vede pe filmare, da? De aici, din spate, la aile! Ce tare a fost! Hai de cap! Mie mi-a plăcut! I-am găsit doar un pot în gât! Bă, într-un fel e bine că n-am mâncat, că n-am ce să vomit. Vai, mamă. Vai, de cap. Ok. Bă, stingem filmarea, sper să ne vedem la scenele din Star Wars. Eu trebuie să mă țin de ceva. Bă, frățiorii mei, acum am ajuns la scena din Star Wars. Oh, no, thank you, no, thank you. No, I don't need it, bro. I need a lightsaber if you have. Mi-e trebuie sabie laser. Dacă au sabie laser, îmi cumpăr. România. Hello, mister. No, thank you, no, thank you. Dates. Lightsaber for George Lucas. Mi trebuie sabie laser, nu trebuie. Sare. Este și la Cluj. Oh, îmi dai și o linie? Regret, am doar una. Nici o problemă, nu mă supără dacă o împărți. Deci, practic, acum spart planete, practic. Sunt la primările din Star Wars și era să mor, dar ideea pe o fiată de aici. A? Sabie laser, da. Mi-am cumpărat aici din bazar, de la nebunii ăștia. Ia zi, 3 lei, 3 dinari. Da. Foarte șmecher, nu știam că să găsesc, sincer, nu m-aș fi așteptat să găsesc sabie laser aici. Ia uitați-vă, frate. Deci ca să vă dați seama, mai devreme, pe acolo ne-au coborât cu jeepurile. Deci dacă vedeți urmele alea de acolo, nu știu cât de bine să văd. De acolo ne coborăm noi cu jeepurile, de pe duna aia. Și efectiv, ai impresia că ăștia vor să te omoare. Bun, deci după ce ne-am plimbat cu Camila, cu ATV-ul, cu jeep-ul ăla nebun, mai urmează pe și cu calul. Ce urmează? Să ne plimb cu mine. Ce plan ne plimbăm? Na. Deci ne-am plimbat cu tot ce era de plimbat. Cred că alt mijloc de transport nu există bucăneta asta. Poate numai o navă spațială. Da, sau avion, mă, am fost cu avionul, am fost cu toate.
Bă, frățiorii mei, tocmai mi-am cumpărat o banană de aici, o banană naturală, direct în copacii ăștia. O banană bio de la aia de acasă, cum s-ar zice. Hai să vedem ce gust are, sincer, ăsta are curios. O costat undeva la 3 lei, deci nu-i foarte mult. Probabil că dacă stăteam să negociez, ieșa mai ieftin, dar hai să vedem ce gust are. După părerea mea, dacă mă întrebați pe mine, astea sunt bananele de la magazin. Acum, în sezonul ăsta, nu cresc bananele aici, după cum se vede. Cred că asta e exact pentru turiști, cât să ne prostească pe noi. Eu vă zic sincer, sunt exact de la magazin, pentru că aici n-au cum să crească în perioada asta bananele. Tocmai ne-a explicat mai devreme că bananele aici cresc în octombrie. N-aveau cum să crească astea de aici, sunt clar din export. Nu ne-au păcălit, sau cel puțin pe mine nu m-au păcălit. Sunt niște banane bune. Eu asta zic, merg. Care nu mi se pare mare diferență față de cea de export. Nu ți-ai dat seama, adică dacă ți-aș pune una de export și una de aici, dacă ar fi de aici, da. Să fim serioși, bananierii se vede că nu sunt, uite-te, sunt încă verzi. Nu mă, sunt unii care sunt gata, mă, unii. N-are cum. Ba da, mă, men, sunt unii care sunt gata. Unde vezi? În viitor. Hola! V-am spus, nu rămâne așa cu domnul Habib. Nu rămâne așa, pentru că am eu o șustă. Dar o să vă spun eu la sfârșit, o să mă filmeze cineva în timp ce îi spun la om că ai luat mare țeapă. Later. So please, carry on quickly to prepare the money for us. No, you don't give me any money. Aole, lasă-ți vorbesc un pic. You don't give me any money. Would I didn't eat? Aole, would I didn't eat? Anyway, yeah, I'm going to call your name. Call everybody. This is not normal. So let me start. Let me start, okay? Because your incompetence, because you didn't wake me up. I start for 6-7 hours. Anyway, okay, you call everybody. Look, for me, you didn't pay me the extras. Okay. I'm going to call the rep. Okay, I have the video. I have okay. The phone. Yeah, all right. Okay. Yes, I'm going to call you the police. All right. Okay, call the police. Yeah. Then, okay, clear. I'm no waiting problem. You, okay? Okay. Anyway, I have your room number. Okay. I'm going to ask the director from here. You ask whatever you want. Okay. You didn't give a fuck when I told you I'm hungry. You stop for 6 hours. No. Then, according to you, what? I stopped 26 persons. Yes, because you are incompetent and you didn't wake me up. Not my fault. You promised, okay, I'm gonna wake you up. Look. This is the problem of the reception. Anyway, okay. I don't call the guests. Me? I don't call the guests. Okay. You are responsible for us. Look, you are responsible for me. When I came in this trip, you are responsible. Okay. Wait a moment. I have 26 persons. Okay, yes. According to you, they wait for you because to have your breakfast. For you. Because you are the incompetent one, not me. No, I'm competent, better than you. No, you are not, because I didn't eat for 6 hours. You are not competent. He's not competent. Okay. Well, eat. Okay, call everybody you want. Ne-au spune că ni s-a promis mâncare, că ni s-a promis că o să dormim. What? So I paid for the food, I didn't eat it for starvation? No, thank you. Starvation. Yes, starvation. We paid for the sleep and we have insects in the room. According to you, I leave 26 persons waiting for you to have your breakfast. Because I need to eat, of course. Yes, because I am in my education. Take my rog, câteva persoane cu tine acolo care au întârziat. Nu era numai vreo. Islami, de clienet le-am, deci am imam mușcule, pe oameni. الزوز الرومان هذوك من الروايه الاولى تاع عاد يوت تلمي تلمي لكن عمره واضح كل شيء اوكي If you want to fly, you want to fly, believe me. I call Walid. Trust me, when you do something like this, I pay for a service, okay? Okay. You didn't give me my service. You are on the video when you say he won't fly. You are on the video, okay? Okay. Cum te ceva amenințare? Spune că ne-a amenințat. Spune că ne-a... What you're doing now? Right now. Spune că ne-a amenințat. Spune că ne-a... You know what threatening means? It's not my fault. Okay, bro, okay. If it is a fault, it's a fault of the reception. No, not okay, you are in charge of me. You are in charge of me, not the reception. I don't call it.
You are I didn't eat and you sit. You go, go. You are responsible okay? for us. I stayed 7 hours without food, okay, because of you, not the reception. We stay with the insects in the room. Get your coffee. And after 6 hours, after 6 hours, are you? Nu te nerva, nu te nerva, nu te nerva. Are you fucking kidding me? Nu te nerva, gata, gata. After 6 hours, yes. Gata, mă lasă, gata. Yes, after 6 hours, it was 10 o'clock. It was at 7. No, it was not at 7. No, it was not at 7. No, it was not at 7. At what time? At food? Like 11. Food. I need food. I don't function on friendship, okay? I need food to eat. Yes, I'm human. I came and became. Bă, putem să lăsăm. Putem să lăsăm, îi spunem să se ne poalină, avem numărul lui de WhatsApp. All the program of the group, all the program. Sunrise. Sunrise. Ce zici cu tâmpenii ăștia? Dacă vreți să veniți aici, nu veniți, frățiorii mei, că nu-i de bine. Ăștia niște hoți, hoți te fură din toate direcțiile. Orice direcție ar putea să-l tragă de pe tine, ei trag. Dar de pe mine nu trag, că nu-s fraier, ca idee. Bani negă. Clasic, ne-au promis că ne vor trezi la 3:45. Ghiciți ce? La 4:50 începea să dea cu pumnii pe uși. Că de ce nu suntem jos să plecăm? Că noi trebuia de mult să fim și mâncați și treziți și toate alea. Păi când dacă tu ne-ai promis că ne trezești? Ne-ai promis că ne bați la ușă și că ne scolci, că ne scoți, că suntem cu grupul, că suntem cu toată lumea. Că e vina recepției. Păi tu ești responsabil cu ei, nu e recepția. Ești nebun. Noi nu precepți am vorbit, noi cu tine am vorbit. Că e vina câinelui meu că te-am mușcat. Nu e vina mea că n-am putut să-mi țin câinele, logic, nu? Păi e o prostie chestie să vină recepție. Hai să dăm vina pe recepție. The next day. De viață, plățiorii mei. Gata. Se fini, vacanța asta se fini. Într-un final, sincer, nu chiar nu mai aveam chef. Obosit, plictisit într-un fel. Acum am momentul de față, pur și simplu, zrup de obosit. Îmi vine să le dau câte o palmă la agarici ăștia de aici, la scarabei ăștia, cum dracu, de să zboare departe. Acum sunt curios ce se întâmple cu pizda ăla de Habib ăla cu care m-am certat eu ieri, că eu nu plec de pe aeroport, că nu știu ce. Vedem noi. E greu aici. O fost cum a fost. Important e că plecăm acasă. Suntem sănătoși, totul bine. Și ce să zic, următorul video sper să fie din aeroport la noi. Bă, frățiorii mei, ab din la aeroport. Gândiți-vă că pizda ăla nu mă lasă să ies. Nu mă lasă să ies din țară, efectiv, nu, și cu aeroport, și cu pașaport, și cu toate, nu mă lasă să ies, că nu știu nici ce cauză, că reclamați la poliție, că habaran și nu, toți ăștia au plecat și am rămas aici. Trebuie să aștept să vină poliția și acum, na, avionul meu ar trebui să plece la 11:40 și acum e ceasul undeva la 10, na, sper să rezolve problema și să nu rămân în pula mea pe aici, în Tunisia singur. Ar fi chiar aiurea. Dar știu ce ar fi și mai aiurea. Să vă zic că asta a fost un prank. Gata, nu să aici să ne raport acum la Duty Free. Glumeți eu așa, eu mai glumesc, nu? Îmi place să mai râd, știți voi. V-am zis, n-are ce să întâmple. Nu te pui cu românii, nu vin românii să te rea șmecheria. Bă, un lucru care îmi place în Tunisia, poți fuma și în aeroport, la. Ești în aeroport, stai aici și pui țigări. Nu există nimic ca să zic un loc special sau așa. Stai în aeroport și pui țigări. Ce poate fi mai șmecher? Bă, voi știți că eu sunt nebun, da? Deci gândiți-vă, tocmai plec din Tunisia și mă duc la Costinești, tată. Direct la Costinești. Nu vreau să mă duc acasă, nu-i pentru mine Clujul. Vreau să mă mai duc la Costinești, stăm acolo weekendul, îi dăm tare rău de tot. Deja DJ-ul ne așteaptă în max, îi dăm acolo petrecerea bombă ca și anul trecut. Da, Emiluț are cu Iulia programare la unghi și merg la unghi, nu știu ce. Dar noi restul rămânem. N-avem mașină, dar facem rost, închirem de la aeroport una și la Constanța am eu ceva neamuri și acolo o să fac rost de altă mașină. Mașina care o la București o să las la aeroport de la București și de acolo, din Constanța, până la Costinești, easy. Haulis, nebunii mei, am ajuns în Anglia, n-am mai mers la Costinești. Aici intri, știți voi cum e la engleză, intri aici. E suindulat, îl bagi pula. Bă, frățiorii, da. Nu, slab. Ok. Bun, bă, acum urmează să ne pregătim, să mergem în Max. DJ Gun ne așteaptă acolo în forță, a încălzit atmosfera aia, bubuiala. E ora 11:30. Până la 12 și un pic am zis că ajungem și noi. Sper că toată lumea e pregătită și să dăm drumul la treabă, să înceapă distracția. Bă, frățiorii mei, acum ajuns să pasă la Max. Deja stor clarul de tot. Să mor eu dacă nu, îmi iau o sticlă de whisky singur. 2 secunde.
Rupți de obosiți, e 7 dimineața, acum trebuie să vină bagajele, eu am ieșit la țigară, a rămas afară. Bă, cam asta a fost vlogul, chiar a fost cu multe chestii, chiar aveți la ce să vă uitați. Dacă v-a plăcut, like-ul ăla puternic, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă că l-ați văzut că sunt nebun rău. Și ce să zic, ne vedem cu următorul.